Bună, dragi prieteni, și bine ați revenit la Cultur! În ediția de astăzi stăm de vorbă cu actorul Șerban Gomoi, care ne povestește amintirile din băncile școlii, năzdrăvăniile pe care le făcea când era copil și ne mai povestește și cum profita el de talentele actoricești pe care le avea pe atunci pentru a chiuli de la orele care îi plăceau. Hai să vedem! Bă, ce faci, frate? Șerbane, bă, mă bucur că ai acceptat invitația noastră. Nu, eu mă bucur că m-ai invitat. Nu, eu mă bucur, da, adevărat, bine, dar eu mă bucur că ai acceptat, mai ales în situația asta nasoală în care ne aflăm cu toții, de când nu ne-am mai văzut, deci cred că sunt... Măi, Vlad, cred că sunt în jur de 5 luni chiar de când nu ne-am mai văzut. Cred că sau 4 luni, cam așa. Da, ziua aia de filmare pe care am avut-o, în iunie. Da, da, ceva, nu mai știu. Da, dar în orice caz. Frate. Da, frate. A fost un an și în continuare, un an de șters din calendar. Dar în fine, hai să nu începem chiar atât de... Da, hai să nu dăm în tonul ăsta de la început. O luăm drăguț. O luăm hai drăguț să... și... Ceea ce, uite, chiar voiam să atingem în perioada asta, chiar ne-am propus și asta facem, să atingem subiectul ăsta legat de școală, că tot a început școala. Și putem chiar să o luăm cu începutul, să o luăm așa, un fel de amintiri din copilărie. Și voiam să te întreb cum a fost pentru tine, nu știu, prima zi de școală. Hai să zic clasa întâi. Hai să dăm skip la grădiniță, trecem la școala primară. Sincer, în primul rând, grădiniță n-am făcut, am făcut 2 săptămâni la program din ăla de 3 ore, pentru că nu se înțelegea nimeni cu mine, nu puteam să stau acolo. Eram de la care urla după maică-sa, deci n-au putut să mă țină la grădiniță. Și culmea, prima zi de școală, băi, nu mi-o amintesc exact prima zi de școală, dar știu că erau chestiile alea care nu-mi plăceau, alinierile alea la careu, să te duci, wow, la careu. Să știi unde e clasa ta. Să asculți speech-ul directorului, care lăuda, care avea și un pic de iz politică. Se întâmpla de când în când să mai apară și cât un primar pe acolo să zică ce a făcut prin școală. Băi, și știu că mă uitam la panoul ăla de basket, că cumva clasa mea era fix, careul clasei mele era fix sub panoul de basket și mă gândeam, băi, ce aș băga acum o minge acolo în loc să stau și să... Da. Eram mic, adică, mă rog, mic, nu, eram grăsuț cu obrăjorii roșii. Și cu toți aveam pălcuțe atunci. Da. Băi, și cu o freză pe care am detestat-o toată copilăria mea, dar na, era freza aia pe care ți-o face maică-ta și nu poți să zici că nu-ți place. Așa? Nu, nici măcar, îmi dădea cumva părul peste, că arătam ca un fel de Kramer, știi, Kramer din Seinfeld, dar un pic mai pieptănat, adică cu fruntea așa, mă rog, era ceva deosebit. Dar cum, ții minte așa bine, dacă ți-aduce aminte, ai plâns că, uite, ziceai de grădiniță că nu puteai să stai fără... Nu cred. Era destul de aproape, era bine la grădiniță, au încercat să mă dea pe la 5 ani, deci la 5 ani făceam urât, dar deja la 7 ani când a început școala, nu. Îmi plăcea că mergeam singur, m-a dus bunica mea, cred că primele 2-3 luni, m-a învățat drumul, după care mă duceam singur, făceam cam 7 minute de mers pe jos până acum și îmi plăcea, mergeam, mă gândeam eu la ale mele. Da. Clasa întâi, dar uite, o amintire așa plăcută din școala primară, din primele 4 clase, ai, nu știu, ceva, prima interacțiune cu învățătoarea, vreo năzdrăvănie pe care ai făcut-o? Aoleu, 1-7 ai zis? Întâi o luăm cu 1-4, trecem la 5. Într-un 1-4... Nu știu dacă e ok să aud. Adică până la urmă, frate, fiecare a chiulit. Trebuie să nu chiuliți mult, copii. Deci trebuie să nu chiuliți mult. Eu se pare că mă pregăteam pentru această superbă meserie de actor la 7-8 ani și mimam niște crize de gastrită, practic, ca să pot să plec mai devreme de la școală. Dar o pregăteam, adică eram... dacă aveam matematică, de la matematică de obicei vreau să chiulesc pentru că eram praf și toată lumea mă chimea să învăț matematică și nu vedeau că sunt prost, mă, nu vedeau, știi, nu-și dădeau seama că, mă, nu poate săracul, hai să vedem, du-te pe desen, du-te, încearcă altceva, nu, mă, parcă toată lumea cu cât vedea că-s mai varză la matematică, cu atât vreau să fiu, nu știu.
Și o pregăteam, dacă aveam a treia oră matematică, deja din ora de dinainte începeam și mă țineam de burtă. Acum ieșai în recreație. Ieșeam în recreație, deci sacrificam recreația aia de 10 minute ca să pare cât mai verosimil. Și până o spuneam, vă rog frumos, dacă puteți să mă lăsați, și mergea. Țin minte că am ieșit odată prin clasa a treia fericit, îmi plăcea să joc basket, n-am făcut mare lucru vreodată, dar întotdeauna așa la un nivel de hai mă, facem un basket și acum. Și fericit fiind, am alergat și eu am învățat foarte târziu să mă leg la șireturi. Ți-am zis, deci nu era un copil foarte inteligent. Și durduliu așa și rumen în obrăjori, am ieșit eu din școală să mă duc la panoul de basket și practic ce s-a întâmplat, m-am împiedicat în șireturi. Mi s-au îmbrâligat șireturile și cum fugeam și eram și grățuț. Și am căzut în palme, în mâini. Și am făcut o întindere de ligamente la ambele mâini. În urma acestui diagnostic pus de asistenta școlii, vreau să zic că am avut, cred că vreo 10 zile, o săptămână, care am fost în culmea fericirii pentru că nu trebuia să scriu nimic. Nu mi-a făcut nicio temă. Eram... În rest, aveam o învățătoare, doamna Condurache, cred că o chema, nu mai știu, care m-a lăsat corigent la caligrafie în clasa a patra, pentru că scriam, vorbesc serios, eu am rămas corigent la caligrafie în clasa a patra, dintre a treia între a patra, cum ar veni, pentru că scriam oribil și acum am un scris infect. Da? E, în gimnaziu, deci cam asta a fost 1-4. Da, în gimnaziu m-am întâlnit cel mai bun prieten al meu, cu care sunt și acum, deci din clasa a cincea, practic, Dumnezeu ne-a așezat unul lângă altul în bancă, deci de atunci totul s-a schimbat, adică făceam, și el era, cum să zic, nu era foarte departe de mine, adică la fel, cu șireturile desfăcute și... Și cu scrisul urât. Și cu scrisul oribil, frate, oribil și varză la matematică. Și cumva eu eram mai guraliv, eram ca în clovnul clasei. Și el era tăcut inițial în clasa a cincea, că pur ne-am amestecat. Aia din clasa, colegii din clasa a patra, n-am fost aceiași între a cincea. A fost ceva, s-au regrupat clasele cumva. Că eu cu el n-am fost în clasa a patra, ne-am întâlnit între a cincea. Și el era ăla mai liniștit cumva. Și pe mine diriga ținte ca să mă pedepsească că tot făceam tot felul de tâmpenii și deranjam ora, m-a pus în ultima bancă cu el, care era cumva cel mai liniștit, crezând că o să mă liniștesc și eu, dar de fapt ne-am tras unul pe altul și am ajuns să fim, da, niște clovni nebuni împreună. Dar a fost foarte tare și prietenia noastră rezistă și acum. Este cel mai bun prieten al meu ever. Am vorbit tot ce se poate vorbi cu omul ăsta. Ne-am influențat și în rău, dar și în bine viețile, cât se poate de vizibil. Adică, da, ne suntem datori unul altuia niște lucruri foarte frumoase. Și sper să mai vină. Sper să mai vină. Ocazie cu care îl salut pe prietenul meu, Răzvan Pârlog. Salut. Și pe soția lui, Felicia, și pe copilașul lor de un an jumate, Dominic. Wow, ce frumos! Vezi, da. Ce frumos, s-au făcut și o familie? Da. Cum era șerpan în liceu? S-a produs prima schimbare în liceu. În primul rând că am intrat într-un liceu foarte slab cotat, cel mai slab cotat liceu din București, din cauza matematicii, exact din cauza, pe vremea aia, cred că am fost prima generație care am fost repartizați ceva cu calculatorul, se făcea o medie, dădeam capacitatea, nu știu dacă se mai dă capacitatea acum. A fost cu teză unică, nici nu mai știu cum e. Dădeam capacitatea, se făcea o medie între clasele 5-8 și capacitatea, iar media mea a ieșit jalnică și calculatorul te înscria automat, deci nu era cu... Tu completai niște opțiuni în funcție de notă și, mă rog, pe mine m-am înscris într-unul din cele mai slab cotate licee, cu profil tehnic, eu fiind cât de cât bun pe română, pe... Na. Și acolo am numerit aveam, cred că, 6 materii tehnice, matematică, desen tehnic, niște materii din astea specifice profilului tehnic, la care am rămas corijent la toate. La toate aveam 9 corijențe.
M-a bântuit chestia asta cu matematica și incredibil, toată viața. Profesoara de română pe care o aveam atunci a văzut că mă descurcam. Vezi totuși ce înseamnă un pedagog tenace, care să vadă în copil și partea bună. Nu să zic că ești prost și că nu știi să faci nimic și așa mai departe. A văzut că mă descurcam destul de bine la română și mi-a propus să mă mut la uman. Erau niște colegi de clasa 12, eu fiind între a noua, mergeam prin, nu-mi plăcea deloc în liceu, nu aveam nicio, aveam prieteni, eram tot așa, clovnul clasei, dar noi eram o clasă ăștia de la uman de copii buni, erau multe fete în mare parte, restul, băi, deci era teroare în liceul ăla, nu? În spate aveam un cartier din ăsta, na, mai nefericit, în care se spunea Micul Texas, era practic curtea din spatea liceului și ce era acolo, adică veneau cu se cerea taxe de protecție, adică bani, ce vorbim, da mă, la liceu, da. Și asta era înainte să fie, să se bage, că la un moment dat, nu mai știu, a fost un incident și s-au băgat câte doi jandarmi în liceu. Așa, nu te-a pus să intri dacă nu erai din liceu. Da, da. Când s-a întâmplat asta, deja era bine, eram a 10-a când s-a întâmplat asta, dar am prins toată clasa 9-a în care era fix, ca în Vestul Sălbatic, nenic acolo, la periferia Bucureștiului, deci te durea capul. Și nu-mi plăcea, băi, și am văzut O foaie din asta A4 scrisă de mână cu pixul undeva pe la parter, că nici avizier n-aveam, ceva casting trupa de teatru. Mamă, eu când am auzit, eu deja făceam teatru undeva la Palatul Copiilor. Între timp m-am înscris la niște cursuri de teatru cu un domn profesor extraordinar, Virgil Constantin îl cheamă, care fix anul ăsta a ieșit la pensie, de la care majoritatea lucrurilor bune care țin mai mult de spirit le-am învățat de la dumnealui. Și când am auzit asta am zis, băi, gata, mă duc și mă înscriu. Am fost singurul care s-a dus, deci practic am luat castingul. Chiar mai erau un băiat și două fete. Aia era trupa de teatru, ei erau a 12-a. Ei ziceau, băi, noi am vrut să facem un casting pentru că noi terminăm acum și ni s-ar părea mișto să rămână o trupă de teatru. Dar, na, ei au terminat și am rămas eu, trupa de teatru. Eu am dat casting și eu la rândul meu, n-a venit nimeni. Și în perioada aia era o luptă între licee pe activități extrașcolare. Nu mai știu minte exact cum erau chestii de la guvern, primeau niște puncte, le creștea cota în funcție de activitățile extrașcolare. În liceul meu n-avea nimic. Deci nimic. Și am vorbit tot cu profa de română care m-a susținut enorm, enorm, să stabilim un fel de repertoriu și să mă duc eu, că nu mai aveam cu cine, la tot felul de festivaluri de teatru pentru liceeni. Și erau câteva prin București atunci. Și de recitat poezii, Toamna Baladelor. Da, Toamna Baladelor, da. Și erau. Băi, și mă duceam și nu excelam, dar reprezentam liceul și puteam să plec oricând, pentru că aveam absențele motivate, pentru că trebuia să repet. Deci asta se întâmpla între a 10-a și a 11-a. Am reușit să fac chestia asta în paralel cu... Și am și slăbit. În clasa, în vacanța de vară dintre a 9-a și a 10-a, pentru prima oară, fiind grăsuț și deja crescusem, eram uriaș, am slăbit undeva la 25 de kilograme. Și când am început clasa a 10-a, erau gagici de care mie... Na, îmi plăcea mai mult sau mai puțin în liceu și care nu părea că nu există pentru ele, care efectiv veneau și ziceau, a, bună, ce faci, dar tu ești nou? Când ai venit, ai mutat? Și eram, zic, Marinela, sunt Șerban, grasul de care râdeai și îl înjurai pe coridor în față la Geogra anul trecut. Și chestia asta mi-a dat o multă încredere în sine, apropo iar cu greutatea și cu... Da, e bine să te accepți așa cum ești, dar dacă gândește-te bine, dacă într-adevăr ai o problemă și vezi că întâmpini niște dificultăți, poate nu e o idee rea să încerci să schimbi și mai sănătos până la urmă. Adică, iară, vezi că știi, vorbeam mai devreme de pătrățele, de nu zice nimeni să ai pătrățele, dar să faci în așa fel încât să te simți tu bine în corpul tău. Până la urmă, dacă poți să ai și 130 de kg, dacă te simți bine în corpul tău și nu suferi că, nu știu, poate se râde de tine sau... Atunci e perfect. Dar dacă tu ai o suferință și poți să o schimbi,
e indicat să o faci cât mai repede și capeți o încredere în tine uriașă, pentru că asta îți dă forță. Te uiți la tine și zici, băi, eu am făcut asta? Eu am slăbit? Eu am vrut să învăț o limbă străină? Sau știu, poate să fie, să se aplice pe orice, știi? Adică, na. Cum a fost perioada asta? Na, revenind la anul greu prin care am trecut și na, trecem în continuare, cum a fost na, momentul în care ai aflat că se închid teatrele, că nu mai ai spectacole, noi ne-am oprit din filmat? Cum ai fost tu? M-a prins, eram în turneu, trebuia să jucăm un spectacol la Brașov și Cluj și cu două ore înainte, la 1500 de oameni trebuia să fie la Cluj, cu două ore înainte de spectacol s-a dat ordinul că se interzice. Și a fost o deprimant pentru toată lumea. Până ne-am întors în București, în două zile s-a intrat în carantină totală. Păi, ce-am făcut? Am citit, le-am stresat pe fetele mele pe aici prin casă, am făcut o fel de filmulețe cretine pe care le-am pus pe net și le-am montat și ne-am distrat. În secunda în care s-a ridicat de pe 15, am plecat instant cu mască, cu dezinfectant, cu distanțare, dar am plecat în secunda în care am putut să plecăm. Cred că am fost la mare de 10 ori. Deci n-a fost în viața mea de atât de multe ori plecat într-o vară cum am fost acum. Cu grijă, cu măsură, când am mai strănutat cineva dintre noi sau ne-am făcut un test, nu s-a întâmplat nimic, totul a fost foarte bine. Până la urmă, asta e, riscul cu boala asta dubioasă există, indiferent ce faci. Indiferent că te dezinfectezi, că pui mască, că te speri, e bine să le faci ca să diminuezi riscul. Ăsta e cel mai important lucru pe care putem să-l facem, să diminuăm riscul. Dar el oricum există și acum trebuie să alegem, de noi depinde, dacă alegem să trăim cumva un pic mai relaxați ca atitudine. Deci nu vorbesc să ignorăm măsurile de precauție care sunt foarte importante, mască, distanțare, spălat pe mâini și în funcție de fiecare instituție are regulamentul de ordine interioară care trebuie respectat, dar noi pe dinăuntru să fim optimiști, cred că ăsta e cuvântul, optimiști, pentru că e cel mai bun lucru pe care putem să-l facem în situația asta și să mergem mai departe. Șerbane, îți mulțumesc mult de tot, îți mulțumesc din suflet. A plăcut tare mult și uite, sunt povești pe care nu le-am auzit niciodată. Noi, deși am filmat atâta timp împreună, n-am avut timp să le descoperim. Vezi, și ne asemănăm pe aici, pe acolo, avem o poveste asemănătoare, e foarte fain. Evident, ne întâlnim în fiecare miercuri, adică telespectatorii se întâlnesc cu noi în fiecare miercuri de la 10 și jumătate seara pe Antena 1. Îți mulțumesc mult de tot și sper să ne revedem curând, să mai stăm de vorbă, stăm la povești. Îți mulțumesc și eu, frate, pentru invitație. Șerbane, zi frumoasă să ai, te salut. Și ție, frate, îți mulțumesc.